Chiar și Traian Băsescu, care cred că este liderul cel mai pro-occidental din România în ultimilor 25 de ani, nu neapărat politicianul cel mai pro-occidental, dar cu siguranță liderul cel mai pro-occidental. Omul care în 2012, țin minte că în buza referendumului spunea direcția este vest. Puțin politicieni au făcut asta în perioada până atunci. Mai nou, știți cum e, cu toți, între timp cu toți susținem DNA, sunt Partidatul cu Statele Unite și așa mai departe. El a făcut-o însă într-o perioadă extrem de complicată. E bine, Traian Băsescu în urmă cu aproximativ 2 săptămâni spunea ceva de genul: s-ar putea ca peste 10 ani, 20 de ani să vină cineva care să considere că parteneriatul cu SUA nu mai este la modă. Cred că aici Traian Băsescu greșește.